Deschidem petrecerea, nu-i așa, în această seară. Mă bucur să vă văd într-un număr mare și sperăm să fiți și mai mulți. Pe parc... Ia, ai venit cu șoricii. Da, a venit doamna de la Bicaz. Mulțumesc frumos, dacă am puțin, doamnă, dintr-un port de 400 de kg atât, mă așteptam la un 10%. Hai să-l pun aici frumos. Și vreau să mă ajutați la un moment dat când vă fac eu semn să spuneți hei, hei, pentru că am cu dedicație specială pentru doamna de la Bicaz care mi-a adus șoric. Am un colind. Plugușorul porcului. Doamna, lăsați fetița să vină pe scenă să... Aplauze pentru domnișoara de la Bicaz. Aho, aho, copii și frați, stați și nu mă asomați, grohăitul mi-ascultați. Mâine anul se înnoiește, mai mâncați fraților și pește, vită, pui, curcan sau oaie, ce, numai porcul se taie? Prea ne tratați cu dispreț, una, două la cotez. Mânați, măi! Dimineața de Ignat săriți ca arșii din pat, nici nu-i gata răsăritul, cât deja aș lua cuțitul. Beți o țuică, v-am batați și începiți să mă alergați. Se apară în cap chelia cui a inventat piftia și să stea numai în salvări cine o mai mânca jumări. Mânați, măi! Cine mi-o hali șoriciu să ajungă ca Patriciu. Cât o nuca să devină cine-o mai mânca slănină. Ia mai lăsați-mă în pace, brocoli nu vă mai place, mânați, măi! Creșteți-mă lângă casă, nu mă mai serviți la masă. Dați o lege ca de mâine porcul este noul câine. Eu vreau un coteț să mor, bătrân, nu la abator. Plugușor cu patru băi, ia nu mai tăiați din noi și haliți numai verdeață până vi se face greață. Mâncați, măi! Hăi! Hăi! Când mami, mulțumesc frumos, când mami a tăiat porcul, cum te-ai simțit tu ca... Care ai fost atașat? Te bănuiesc că te duceai în fiecare dimineață, îl mângâiai așa pe botic. Cum te-ai simțit? Chiar atât de bine. Am început un pic să plâng. Te-ai atașat de el, da? Da. Ai fi vrut să mai trăiască? Normal. Promiți că la anul te opui tăierii porcului? Da, da, da. Ok, bine. Dar șorici ai mâncat? Așa, între noi, fetele. Nu. N-ai mâncat deloc? Nu, că a plâns. Știi cum, cam poezia, mănânc și plâng. Eu am înțeles că nu mami a tăiat porcul. În ce clasă ești? Decât tata. A treia. Știi vreo colindă? Ok, nu vrea. Bine, ok. În schimb, avem promisiunea că la anul nu o să mai taie porcul mami. Devine brocoli. Vegetariană. Brocoli vegetariană, și da. Sparanghia. Bun. Mai cântăm ceva, dragilor? Sigur. Se pregătește domnișoara Miruna Ioana Grecu. Este din Piatra Neamț, dar în momentul și foarte acesta frumoasă. Este studentă la Iași, orașul tău. Natal, da. Facultatea de filozofie, cântă de când era mică, o cunosc de când era de o șchioapă. Foarte multe festivaluri, concursuri, premii, trofee. Așa sunt toți copiii care și adolescentele care urcă pe scena Târgului de Crăciun de la Neamț, pentru că, așa cum spuneam și în alte seri, aceasta este menirea Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, să promoveze și tinerele valori de aici, de la noi, din Neamț. Ați văzut-o și la Românii Au Talent. Super fată, super voce, o aplaudăm și o chemăm în scenă pe... Să ai două secunde să fac un filmuleț, să-l pun pe Instagram, dar după ce cântă domnișoara, adică nu o lăsăm să aștepte. Până atunci vă invit la Instagramul meu, Daniel Buzdugan. Așa cum am zis aseară, vreau să fiu prieten pe Instagram cu tot județul Neamț, nu numai cu Piatra Neamț. Să o primim cu aplauze! Pe această frumoasă speranță Miruna, a orașului Piatra. Miruna Grecu, bine v-am găsit. Vreau să vă urez și stai eu... Stai că mi-am uitat șoricul, două secunde. Ah, ok.
vreau să vă urez și eu sărbători fericite, pline de dragoste și împlinire sufletească, pentru că cele materiale le realizăm în timp. Am să încep cu o melodie de iarnă, după care ne vom distra împreună. I believe in us. No,
încălzim puțin ritmul și să ne mai detașăm și sper să ne încălzim curând. Take it.
Mulțumesc frumos, vă urez petrecere plăcută în continuare și o seară frumoasă!